Salut! Ați cerut cu toții să vă spun care este părerea mea despre cazul activistului de la Buzău care a fost bătut. Așa că astăzi o să vă răspund ce cred eu. Încă de la început simt nevoia să vă spun un lucru, că nu împărtășesc acel tip de conținut pe care îl face domnul de la Buzău pe canalul său de YouTube, mai ales în relația cu poliția. De ce? Pentru că alea nu sunt probleme de activiști, problemele poliției și problemele țării nu sunt alea în care avizierul la poliție nu este completat sau drapelul postului de poliție este un pic rupt. Alea sunt șicanări, dar respect dreptul la opinia al fiecăruia. Nu înseamnă că dacă eu nu împărtășesc sau el face ceva cu care alții nu sunt de acord, trebuie bătut și trebuie urmărit în halul ăla. În niciun caz nu sunt de acord cu astfel de comportamente, iar cei care au greșit trebuie să plătească conform legii. Bun, să vorbim strict despre evenimentele care s-au întâmplat acolo și am văzut că, citind din comentarii și din mesajele private pe care le-am primit și eu, acolo sunt două mari nedumeriri ale cetățenilor. Și anume, cum de acei bărbați au avut atâta curaj să urmărească și să blocheze pe cineva în trafic, ca în filmele americane, să-l îmbată inclusiv de față cu poliția? Și a doua problemă, cum de polițiștii nu au avut curaj să folosească mijloacele din dotare sau să tragă cu pistolul pentru a preveni aceste evenimente și pentru a salva integritatea corporală a șoferului? Păi aici avem o mare problemă și nu mă refer la legislație. Nu cum spune toată lumea, domnule, trebuie schimbată legislația, polițiștii trebuie să aibă putere. Nu, domnule, legislația este în regulă. Ar putea suferi modificări, bineînțeles, dar legislația este în regulă. Pe aceeași legislație care este în prezent acum, avem polițiști care trag cu pistolul, avem polițiști care folosesc mijloacele din dotare. Eu am tras cu pistolul, eu am cătușat persoane violente. Cunosc polițiști care la 2 luni de zile schimbă spray-ul paralizant. Deci totul depinde de polițist. Pe aceeași legislație avem polițiști care își fac treaba și care folosesc mijloacele din dotare și care nu negociază cu persoanele care încalcă legea. Și avem polițiști timorați, polițiști care se sperie și polițiști care spun că decât să tragi cu pistolul, mai bine arunci cu el. Deci totul pleacă de la atitudinea polițiștilor și de la atitudinea infractorilor. Pentru că acest tip de scandaluri, de evenimente, nu s-a întâmplat doar acum. Astea se întâmplă zilnic. Sunt 2-3 pe județ, sunt oameni înjunghiați, sunt oameni loviți cu toporul în cap, sunt oameni călcați cu mașina, sunt șoferi beți care fug de la locul accidentului. Sunt zilnic, doar că voi nu le știți, că nu se întâmplă la voi în localitate în fiecare zi. Se întâmplă în alte localitate și nu vă interesează. Bă, lasă că e treaba. De ce se întâmplă aceste evenimente? De ce se întâmplă din ce în ce mai des? Pentru că oamenii încurajează astfel de lucruri. Uitați-vă la orice postare în care un cetățean, indiferent de ce a făcut el, că poate să fie beat, poate să fie drogat, poate să fie criminal, dacă un pic agasează polițistul și le ia la întrebări din alea, că arată-mi ăla, cum îi zice ăla care îți dă dreptul să stai aici, toată lumea începe să-l aplaude, bine ai făcut, dă-i la polițist, arde-l, așa trebuie să faci, comuniști, tot timpul când vedeți o postare de genul ăsta, toată lumea ține cu infractorul. O să spun infractorul așa, că generic, dar poate să fie contravenient, cel care încalcă legea. Tot timpul, majoritatea oamenilor, nu toți, majoritatea oamenilor, dar și reacția presiei și a celor care comentează și mediatizează astfel de evenimente este tot timpul de a da în polițist. Nimeni nu întreabă dacă polițiștii a făcut treaba, pentru că în atribuțiunile polițistului intră încătușarea de persoane, aplicarea de amenzi, să tragi cu pistol, să stai la radar, să dai cu spray paralizant, toate astea intră în atribuțiile poliției. Oamenii nu se întreabă, domnule, dar de ce l-a luat poliția pe sus pe unul? Păi ce a făcut? A omorât pe cea, tot timpul luați apărare. Și polițiștii citesc aceste comentarii, polițiștii primesc acest mesaj și îl primesc inclusiv infractorii. Cineva care vrea să încalce legea, vede că a fost apreciat, vede că a fost aplaudat altul și atunci zice, băi, că e tare, hai să mai facem și noi. Și din cauza asta s-a ajuns la acest dispreț total față de lege, nu neapărat față de polițiști, că nu pe mine personal mă disprețuiește, pentru că eu, sincer să fiu, eu nu mă tem să folosesc mijloacele din dotare. Dar de aici crește acest număr mare, pentru că într-adevăr a crescut numărul, tot timpul a fost astfel de scandal și astfel de probleme, dar a crescut acest val tocmai pentru că se încurajează și se caută astfel de comportament. Tot timpul să dăm un polițist. Și acum să vorbim strict de cazul ăsta, ca polițist, în momentul în care ești dat de un scandal,
Indiferent că poate să fie un scandal, tu nu știi, domnule, ți se dă pe 112, ai un scandal, ai niște persoane care se bat. Pot fi doi copii care se scuipă, sau pot fi unii care se urmăresc în trafic, se lovesc cu mașina, îi sparge geamul cu pumnul, sau pot fi unii cu cuțitul, cu toporul, tu nu știi. Tu în momentul în care te dai jos din mașină, trebuie să fii pregătit, să ai mijloacele în dotarea asupra ta și să ai mâna pe pistol. Trebuie să fii pregătit pentru tot ceea ce este mai rău. Și în momentul în care cetățeanul, dar infractorul, nu răspunde la comenzile tale, le folosești pentru protejarea vieții tale și pentru protejarea vieții celorlalți. Pentru că dacă în cazul acesta de la Buzău ăștia ar fi avut unul un cuțit, îl executau imediat. Și tu trebuie să fii pregătit pentru tot ceea ce este mai rău. Ăsta este modul de intervenție al politicii pe care îl încurajez, pe care îl susțin și pe care îl pun în practică. Tot timpul trebuie să te aștepți la ceea ce este mai rău. Doar că trebuie să fiți pregătiți că nu tot timpul ăștia au curaj de a cu pumnii să urmărească în trafic. V-am spus, poți fi unii care, domnule, și-au dat două palme și tu trebuie să fii ca poliție pregătit. Pentru că dacă poliția în cazul de față, ei și-au pregătit o mâna pe pistol și ăia veneau și când trebuia la domnul polițist, trăgea cu pistolul înspre el și îl împușca în picior, toată lumea, da, absolut toată lumea, înjura polițiști. Inclusiv în comentarii, inclusiv când îi cerceta, îi certa pe polițiști, că domnule, că ăia nu, domnule, nu l-o băteau, dar nu dădeau ăia cu punul în mașină. Nu se reau ăia de față cu poliția aia, ăia cu frică de Dumnezeu, au ținut tot postul Paștelui, ăia nu făceau așa ceva. Ăia alergau ca să-i dea restul, că uitase restul și dea să ceau ăia după el. De ce ai tras, domnule, polițist cu pistolul? De ce ai dat cu spray în la bieții oameni care făceau și ei un banc, zică, vindeau găini, nu omorau pe nimeni. Așa făceau toți. De unde știu că făceau treaba asta? Păi vă dau alt exemplu pe care l-am comentat eu pe canalul meu de YouTube, și anume cazul de la Arad, cu polițista de la Arad, când l-a amendat pe un domn care nu avea declarații și majoritatea oamenilor i-au luat apărarea și au acuzat-o pe polițistă care, repet, își făcea datoria. Și așa, a făcut datoria. Și atunci, dar ce avea cu el? Că nu făcea rău, nu trebuie, dar n-a omorât pe nimeni, câștigau pâine și el era un om cinstit. Ei, când, eu v-am spus și atunci și vă repet, poliția trebuie să intervină înainte ca ei să-și devină violenți, să devină agresivi și să facă fapte mai grave. Dar asta înseamnă încătușare și să presupunem că el ar fi avut un cuțit, că sare cu picioarele și face karateka pe mașina lui ăla, că îl bate de față cu poliția, trebuie să presupunem. Și asta înseamnă prevenție, da? Să anticipezi lucrurile și să-i măsuri înainte să se întâmple. În momentul în care un polițist încătușea după cineva și toată lumea vine și spune: a, dar ce avea, mă, cu el la mor? Nu, domnule, gândiți-vă foarte bine ce vreți. Vreți polițiști care să intervină autoritar, să aplice măsuri legale și să folosească mijloace de notare fără temere? Sau vreți polițiști timorați că decât să fie rău, mai bine să fie bine? Că dar nu, că ăștia sunt oameni buni. Hotărâți-vă ce vreți. Cum era dacă în cazul ăsta intervenea polițista de la Arad? Cei care n-ați văzut vlogul, aveți link în descriere. Cum era? Păi vă spun eu că nu cred eu că polițista de la Arad stătea la discuții cu ei. Nu cred eu că polițista de la Arad umbla cu pletele în vânt și făcea așa, dar stai să, unde ești? Dar nu mai dați. Vă spun eu că asta se bătea parte în parte cu ei. Și v-am spus, nu mai înjurați și nu mai condamnați polițiștii care își fac meseria. Ați vrut să o dați toți, mulți, ați vrut să o dați afară pe poliția de la Arad, să fie dat afară că a făcut abuz. Asta trebuie să înțelegeți cu toții. Avem nevoie de polițiști curajoși, polițiști care să nu se teamă să-și facă meseria și polițiști care să nu dea înapoi. Pentru că eu, ca polițist, în momentul în care trag cu pistolul, mi-asum niște riscuri. Mi-asum niște riscuri că s-ar putea fi cercetat, îmi asum niște riscuri că s-ar putea să tragă într-o direcție greșită, mi-asum niște riscuri. Dar avem nevoie de polițiști care să-și asume aceste riscuri pentru a preveni tragedii. Și bineînțeles că trebuie să fie pregătit ca să poată să tragă corespunzător, ca să fie sigur pe el, să aibă centură cu mijloace din dotare, să știe unde le are. Dar astea sunt alte discuții, dar repet, alea sunt discuții, cum să spun eu, astea cu pregătirea politicilor și astea sunt chestii de dacă trăgea pistolul și uita să dea piedică, spuneam, domnule, nu au fost politici pregătiți. Nu, aici nu le-a folosit, pentru că e vorba de curaj și de încredere în ei. Nu toți polițiștii sunt așa, v-am spus, dar există astfel de polițiști. Din păcate, aia care își fac meseria sunt condamnați și sunt criticați și sunt înjurați și vor să fie dată lumea, dar vrea să fie dați afară. Hotărâți-vă ce fel de polițiști vreți. Vreți polițiști curajoși, autoritari
și care să ia măsuri drastice înainte de o tragedie sau nu. Da, dar gândiți-vă bine, pentru că polițiștii autoritari, polițiștii curajoși, polițiștii pregătiți, care au curaj să tragă cu pistolul sau să încătușeze persoane, ăia vedeți că dau și amenzi. Un polițist din ăsta pregătit, care știe ce are de făcut, în momentul în care vii tu și îl întrebi: dar domnul polițai, ai ordin de serviciu? Dar domnul polițai, motivul legitimării, de ce mă legitimezi? Dar domnul polițai, pe ăla nu-l vedeți? Dar cine-și bă tu să mă amendezi pe mine? E, un polițist din ăsta, în momentul în care i-ai spus treburile astea, s-ar putea să muși din asfalt. Deci gândiți-vă bine ce vreți, că nu putem, nu poate, astea vin la pachet. Adică nu poate să fie un polițist autoritar într-un caz și fricos în altă parte, o milă așa să vină, indiferent cine este și cu ce canal de YouTube vine sau din cealaltă parte vine, că pe ce rețea de socializare postează, vine și întreabă: dar domnul polițai, de ce mergi pe stradă? Dar de ce ați furat țara asta? Ăia n-acceptă așa ceva. La fel cum nu acceptă să fii bătut de față cu el, pentru că l-ai pregătit și știi ce are de făcut. Gândiți-vă bine la treaba asta și hotărâți-vă ce fel de polițiști vreți. Polițiști autoritari, pregătiți, care să-și facă datoria, să intervină prompt, să aplice sancțiuni, pentru că amenziile fac parte din atribuțiunile de serviciu și ar putea că la un moment dat să fii și tu sancționat pentru fapta pe care ai săvârșit-o, dar măcar știi că ești protejat, știi că intervine și știi că nu dă înapoi când ești tu victimă. Sau vreți polițiști din ăștia care: a, mă, că n-a omorât pe nimeni acum, dar nu-i luăm permisiu nici lui ăsta, dar nici nu tragem cu pistolul după ăla. Și hotărâți-vă ce vreți, scrieți în comentarii. Vreți polițiști autoritari și pregătiți, da sau nu? Ne vedem data viitoare și nu uitați să fiți de bună credință și nu mai urmăriți oameni în trafic.